În scopul creșterii gradului de siguranță rutieră în rândul participanților la traficul rutier, prin responsabilizarea conducătorilor de motorete, scutere și motociclete, cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă prevederile legale, am decis să facem o plimbare cu automobilul poliției de patrulare. Majoritatea accidentelor rutiere cu implicarea conducătorilor de motorete se produc anume din vina acestora. Chiar în timpul excursiei noastre, polițiștii au reușit să întocmească două procese verbale, și anume pentru nefolosirea căștii de protecție. Dumneavoastră, când ați luat prietenul în spate, chestia asta e articolul 235 alineatul 1. Folosirea, conducerea mopedului nostru era pasagerul, fără cască de protecție, este sancționat conducătorul mopedului. Dumneavoastră, a să vă fi întocmit un proces verbal, articolul 235 alineatul 1. Transportarea pasagerului fără cască de protecție, corect. Veți fi amendat cu 15 unități convenționale, adică unitatea convențională în Republica Moldova are 20 de lei, respectiv ar fi 300 de lei, 3 puncte de penalizare. Care îți vrei să urci cu bine, să-i spun, cască de protecție, ai ghine, am plecat, n-ai cască de protecție pe loc, stai. Care vor să fugă de inspectoratul de poliție, lasă fugă, departe n-ajungi. Să ajungi ori în copac, ori în stâlp, ori într-o casă, numai nu unde trebuie. Accidentele în care sunt implicate vehiculele pe două roți rezultă în una din cele mai grave patologii traumatice, pentru că acești conducători nu sunt protejați de carcasa de fier cu care sunt dotate mașinile. Vulnerabilitățile principale ale motocicletelor și motoretelor sunt echilibrul precar, sensibilitatea față de condițiile meteo, protecția limitată a sistemelor și echipamentelor de siguranță, starea proastă a drumurilor, viteza excesivă a șoferilor. Pot să vă dau o explicație, pentru că dânșii nu folosesc abonoare, cum a fost cazul precedent, fără cască de protecție, timp de noapte nu funcționează luminele din față, din spate, nu îndeplinesc regulamentul regulii circulație și plus la asta mai servește un par de vin și la aceasta se iau toate accidentele care au avut loc pe teritoriul raionului nostru. În curând se apropie și vacanța de vară a copiilor. Pentru a reduce riscul de accidentare, agenții de circulație din raion îndeamnă conducătorii de vehicule pe două roți să respecte regulile de circulație, pentru a asigura viața și sănătatea atât a micilor pietoni, cât și ai altor participanți la trafic. Răspunderea administrativă, în conformitate cu legea, survine de la 14 ani. În practic, noi vedem că cu apariția vacanței de vară, sunt observați la trafic minori care nu dispun nici de certificat care corespunde, care să confirme faptul cunoaște regulamentul circulației rutiere, atât și ciclomotoare care nu sunt matriculate în modul stabilit. Vin cu un apel către toți conducătorii a mopedelor, a ciclomotoarelor, a motocicletelor, înainte de a porni la traficul rutier, să verifice starea tehnică, să fie în mod stabilit în matriculate toate, să poarte pe cap cască de protecție, să fie perfecționate toate actele, să fie în regulă. Folosiți echipamentul de protecție nu pentru a impresiona polițistul, dar anume pentru că acesta vă poate salva viața. Conform statisticilor oficiale ale Republicii Moldova, principala cauză de deces a populației cu vârsta cuprinsă între 14-34 de ani o constituie accidentele rutiere.